Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Elvira Gheorghiță și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Prețuiește Sănătatea. Hristos a înviat! Astăzi ne aflăm la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București. De ce oare? Pentru că bolile infecțioase pot fi și ele tot mai numeroase și din cauza vieții moderne, sau poate pentru că cercetătorii se apleacă cu mai multă atenție sau cu foarte multă atenție asupra acestora. Invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât domnul profesor dr. Adrian Străinu Cercel. Este managerul acestui institut și totodată este membru al Academiei de Științe Medicale. Hristos a înviat, domnule profesor. Adevărat a înviat. Mulțumesc foarte mult că sunteți împreună cu noi. Cu plăcere. Vă mulțumesc mult că de fiecare dată răspundeți prezent și că reușim împreună cu dumneavoastră să transmitem cele mai importante sfaturi de care au nevoie telespectatorii noștri. Vorbeam despre bolile infecțioase și cred că și ele țin pasul cu moda. Mă gândesc că există boli infecțioase care evoluează în timp sau care se trezesc din amorțeală. Unde ne aflăm de fapt noi acum, domnule profesor, la mijloc de 2019? Păi ne aflăm în faza în care, pe de o parte, descoperim agenți noi etiologici, deci boli emergente, ca să spun așa, și în același timp trebuie să fim cu ochii în patru față de cele reemergente. Și una dintre bolile clasice reemergente este tuberculoza. Se știe foarte bine că tuberculoza este peste tot în lume, nu numai în România. În România avem, să spunem, mai multe cazuri, dar avem și un nivel de trai ceva mai scăzut decât în alte țări ale Uniunii Europene. Dar tindem să avem un nivel de trai foarte dezvoltat și atunci sperăm că odată cu dezvoltarea și creșterea nivelului de trai să scadă și incidența tuberculozei, respectiv a tuberculozei pulmonare. În același timp vorbeam de o serie de microorganisme care încep să apară și încep să genereze boli. Și în domeniul bolilor infecțioase se cheamă că își cuceresc teritoriul, deci devin endemo-epidemice. Când zicem că devin endemo-epidemice, nu trebuie să ne gândim că vom avea într-o dată o explozie de nu știu câte sute sau mii de cazuri. Nu, nici pe mine avea. Dar toate aceste microorganisme merg pe sistemul icebergului. Dau la început câteva infecții care încet, încet ajung să fie recunoscute, pe urmă vine industria producătorilor de laboratoare care dezvoltă o serie de reactivi pentru agentul respectiv. Pe urmă, asta devine de uz curent de urmărit în piață și evident că între timp doctorii învață, citesc în cărți și respectiv în articole și își dau seama că la unii dintre pacienții lor acest tip de microorganism ar putea să fie implicat în boala pe care ei o văd. Și uite așa, încetul cu încetul se dezvoltă o nouă patologie sau se dezvoltă noi capitole din patologia respectivă. Da, puteți veni cu exemple? Un exemplu cât se poate de concret este virusul hepatitic E. Până acum nu s-a vorbit în România prea mult de virusul hepatitic E. Noi ne-am oprit la D, parcă. Noi ne-am oprit la D, l-am avut pe A. A-ul a ieșit ușor-ușor din circulație și n-a prea mai dat mari bătăi de cap. B-ul și C-ul, în schimb, au ținut topul acestor infecții virale. Pentru ce România a venit cu un program de circa 3 ani de zile prin care tratăm cu medicamente virale active, cu tablete și vindecăm această infecție cu virus hepatitic C. Un progres fantastic în virusologie. La virusul hepatitic B știm cum să-l ținem sub control fie pe o perioadă determinată, de circa 48 de săptămâni, fie pe ani de zile cu tablete. Deci lucrurile au evoluat foarte mult în acest domeniu. Iar acum, doamne sam, a venit și virusul hepatic E, care se găsește la porc în general și pe regiunea Moldovei și respectiv în jos spre București începem să avem probleme cu porcii care mută acest virus dintr-o parte într-alta. Și evident că porcul misteț nu este nici el străin de această patologie. Deci, practic, vorbim de o zoonoză, adică de o boală transmisă de la animale la om. În schimb, odată ajuns la om, acest virus se transmite și de la om la om. Modalitatea de transmitere a acestui virus este una foarte simplă, prin circuit fecal-oral.
Și de foarte multe ori eu îi îndemn pe oameni cum să folosească grupul sanitar. Și tot spun că dacă vă ștergeți la popoc cu mâna dreaptă, obligatoriu trebuie să deschideți robinetul de la chiuvetă cu mâna stângă. Pentru că oricât ar fi hârtia igienică de impermeabilă, cu ghilimele de rigoare, da? Tot poți să treacă microparticule de materie pe care să mână pe dăgii. Și atunci ai pus pe robinet, acolo l-ai lăsat, vine vecinul, pune și mâna, pe urmă să înge pe dăgii, trei că își mănâncă sandwich-ul și s-a făcut circuitul fecal-oral. Nu este nicio filozofie, este fantastic de simplu și dacă știm acest lucru, atunci haideți să folosim ambele mâini pe care le avem la îndemână. Altfel spus, domnule profesor, se transmite virusul, ați spus, odată de la animal la animal, dar și de la animal la om. Sigur. De la animal la om, cum ajunge? Consumând carnea lui? Nu are treabă cu carnea. Nu are legătură cu nimic, ci pur și simplu... Prin îngrijirea animalelor respective. Cei care îngrijesc animalul, cei care au în gospodărie sunt la risc, cei care au în gospodărie... Care au ferme mari. Deci lucrurile sunt simple. Asta este bine de explicat. Odată cei care au ferme mari de animale, îngrijesc animalele, sunt primele surse... Prin lipsa de igienă, pot fi primele surse prin lipsa de igienă. Ulterior, din cauza acestei lipse de igienă, ei transmit celorlalți membri ai familiei, comunității și așa mai departe. Cei care sunt îngrijitori acestor animale, de obicei dezvoltă forme ușoare de boală, care trec neobservate, dar ei devin purtători și pot transmite în continuare celor din jurul lor, în familie sau la distanță, evident. Nu e un pericol foarte mare însă. Ca să ne înțelegem, este un virus care a apărut relativ recent, de vreo 3-4 ani de zile. Am avut câteva cazuri. Anul acesta deja au fost 3 cazuri înregistrate până în momentul de față, dintre care unul cu o evoluție mai severă. Acest virus reprezintă un mare pericol la femei însărcinate. Pentru că rata de mortalitate la femeia însărcinată în contextul în care face această infecție virală poate să depășească 30%. Deci la femeia însărcinată nu e de joacă și trebuie imediat diagnosticată și respectiv asistată. Dar în rest este o boală relativ benignă, trece cum a apărut. Dar cum se pune diagnosticul? Lasă... Pentru că până la urmă, în condițiile în care se fac niște investigații, care sunt simptomele? Cum s-ar gândi cineva că are această boală, simptomele hepatită sunt E? Cele clasice, adică stare de oboseală, te trage la somn, îți pierzi pofta de mâncare, eventual te doare puțin burta, ai 1-2 scaune proaste și constați într-o dimineață că te-ai îngălbenit. Și se apucă doctorul să-i facă analize. Doctorul, ca să pună diagnostic de infecție cu virus hepatitic E, trebuie să gândească la această posibilitate. În general, la testarea uzuală, să caută pentru virus hepatic A, B și C. Exact. Și pe urmă să continuă investigațiile și spre virusul hepatitic E. Dar mai sunt o serie de virusuri care pot să dea afectări hepatice și care, deocamdată, nu sunt de uz curent în domeniul medical. Cum ar fi virusul SEN, mai e unul TTV și tot felul de astfel de minunții de virusuri, pentru că încă se descoperă foarte multe astfel de virusuri. De exemplu, virusul hepatitic C a fost descoperit în laborator. După ce a fost descoperit în laborator, cu calculatorul, ca să zic așa, după aceea a fost regăsit în natură. Iar acum avem și posibilitatea să cultivăm fragmente din acest virus în așa fel încât să le folosim pentru a testa diferite medicamente. Și așa s-au descoperit acele medicamente virale direct active care în momentul de față vindecă infecția cu virus hepatitic C. Deci progresele sunt constante și de o anvergură fantastică. Așa este. Pe de altă parte, gândindu-ne că sunt posibile boli pe care încă nu le-a descoperit nimeni, dar ele pot exista. Cred că singura sau cea mai importantă metodă de prevenție este, așa cum ați spus dumneavoastră, igiena personală. Este valabilă în orice boală despre care nu știm nimic, este mai bine totuși să fim liniștiți pentru că ne-am spălat bine pe mâini cu apă și săpun. Și spălatul ăsta cu apă și săpun e foarte bun. Mie îmi place să spun că acolo unde este apă și săpun și acolo unde se deschide geamul și se aisește camera, nu pătrunde doctorul. Și e bine ca doctorul să stea în treaba lui. Dar asta înseamnă ca igiena personală să fie una corectă. Nu e bine să ne spălăm foarte mult cu apă și săpun.
e bine să ne spălăm atunci când trebuie cu apă și săpun. De exemplu, am mers cu tramvaiul, cu un mijloc de transport, care vezi dumneavoastră, ne-am dat jos, ne ducem la restaurant, primul lucru, ne ducem și ne spălăm pe mâini. Cu această ocazie, vedem cum este grupul sanitar din restaurant. Dacă acel grup sanitar din restaurant nu arată bine, următoarea mișcare este să plecăm cât mai repede din acel restaurant. Pentru că ceea ce se întâmplă la grupul sanitar se întâmplă și bucătărie. Bine. Este o relație biunivocă, ca să spun așa. Deci, părăsiți incinta, duceți-vă la altul, că nu e niciun fel de problemă. Iarăși vă duceți, vă spălați pe mâini, lucrurile sunt ok, vă așezați la masă și începeți să comandați ce vreți dumneavoastră să comandați din meniul respectiv. Deci ar trebui să ne facem viața cât se poate de simplă și în același timp plăcută. Dacă respectăm niște reguli de igienă uzuale, nu foarte sofisticate, nu o să avem probleme majore, pentru că lucruri se pot întâmpla, dar probleme majore de sănătate nu vom avea. Dacă odată la 5 ani, când suntem tineri, ne mai ducem și ne mai facem niște investigații de rutină, este un lucru bun, pentru că între timp, în acești 5 ani de zile, se întâmplă multe lucruri în viața unui om. Diverse. Și atunci este bine să le evaluăm din când în când. Dacă le diagnosticăm la timp, adică în clipă, avem și modalitatea să intervenim cât se poate de rapid și de eficient, astfel încât viața noastră, din acel moment încolo, să fie una cât se poate de normală și de firească. Dacă nu facem acest lucru și să-mi lasă că mie nu o să mi se întâmple sau nu poate să mi se întâmple tocmai mie, da. S-ar putea să avem surprize mari și să constatăm că tocmai nouă ni s-a întâmplat. În afară de hepatita E, despre care ați vorbit, există și alte infecții, le spunem, poate puțin exagerat, ale vieții moderne? Păi există. În ultimii 60 de ani, de exemplu, știm cu toții că încă din liceu copiii începeau să facă ulcer duodenal. Și mi-aduc aminte că erau pline scutirile medicale de ulcer duodenal la copii tineri, la 18-16 ani. În momentul de față nu mai vedem acest lucru. Dar nu mai vedem pentru că am descoperit care e agentul și am vorbit de Campylobacter cejuni, care se tratează, ce să vedeți, cu antibiotice. În schimb, în momentul de față, asistăm la reversul monedei, și anume că acest germen a început să capete rezistență. Și de ce a început să capete rezistență? Pentru că omul care a avut infecție cu Campylobacter cejuni a luat un antibiotic, a văzut că se simte bine după una, două zile și a zis, păi de ce să mă iau dacă tu mă simt bine? Că am auzit la televizor, nu? Că nu e bine să luăm antibiotice. Da, nu e bine să iei antibiotice după capul tău, dar e bine să iei antibiotice în concordanță cu rețeta pe care ți-a altul doctor, că știa de ce a scris așa. Și dacă îi scrie să ia 10 zile, păi trebuie să ia 10 zile. Dacă îi scrie că trebuie să ia 14 zile, păi trebuie să ia 14 zile. Dacă îi scrie că ia 7, ia 7. Dacă îi scrie că ia 5, ia 5. Ei, de obicei, în astfel de situații, pacientul le mai lasă deoparte și atunci germenii respectivi, care n-a murit de tot, ca să spun așa. Au morțit puțin. Au morțit puțin, să trezește la viață și zice, păi, ce mi-a făcut ăsta mie? Ia să-i dau eu puțin rezistență, să-l învăț minte. Și la următorul personaj avem un agent care este rezistent. Și atunci tot noi, doctori, este cei care ne chinuim să găsim alte scheme terapeutice, să găsim alte combinații care să depășească acest nivel de rezistență. De multe ori este foarte greu să depășiți aceste limite, aceste bariere, pentru că rezistența poate fi chiar foarte mare. Sigur, să nu mai reacționeze la niciun antibiotic. Poate să fie multidrog rezistență, exact. Sau cu panrezistență, adică rezistență pe toate liniile. Păi ăsta este elementul cu care se confruntă secolul 21. Secolul 20 s-a confruntat cu descoperirea antibioticelor și utilizarea lor. După ce le-am utilizat, am ajuns la concluzia că deja trebuie să le utilizăm inteligent, adică cu cap. Și am trecut în a doua fază, poate puțin cam târziu, adică după anii 90, chiar anii 2000, s-a pus problema la nivel global, la nivel mondial. Ce facem cu această rezistență indusă de uzul de antibiotic și în special de abuzul? Abuzul de antibiotice. Toată lumea este în aceeași situație, indiferent că suntem în Statele Unite, că suntem în Germania, că suntem în Marea Britanie, în Franța, în Spania, în Italia, în Grecia, unde vezi dumneavoastră, toți avem aceeași problemă. Eu când mă uit din când în când pe media și văd infecții rezistente în România,
Dar, domnilor, culmea, sunt pe aceeași planetă cu toți ceilalți. Și evident că nu putem să facem abstracție. Și la noi se consumă antibiotice cum se consumă și în state, și la noi se consumă antibiotice cum se consumă în Marea Britanie. Care e problema? Problema este că am ajuns într-un moment în care trebuie să luăm decizii, respectiv decizii la nivel regional, cum să le folosim mai bine pastea pe care încă le mai avem. Pentru că industria farma nu poate să descopere așa antibiotice când vrem noi peste noapte. Și chiar dacă l-a descoperit, are nevoie de un interval de 10 până la 15 ani de zile ca să le facă să fie puse pe piață. De ce? Pentru că tot noi oamenii am impus o serie de restricții, de reguli. Care sunt modalitățile de desfășurare a unui studiu clinic? Pentru că aceste studii, evident, se fac pe pacienți. Da. Și pacientul, în momentul de față, este o legislație care este foarte bine pusă la punct. Trebuie să semneze inițial un aviz consimțit. Semnează acest aviz consimțit după ce medicul a stat de vorbă cu pacientul și a explicat absolut de-a fi la păr tot ce se poate întâmpla. Da, este firesc acest lucru. Și în cunoștință de cauză, da. Semnează. Vrea să se tragă din studiu, oricând poate să o facă, fără să aibă niciun fel de repercursiuni din cauza retragerii din studiu și evident că doctorul este obligat să găsească o altă variantă terapeutică pentru pacientul respectiv. Deci lucrurile sunt bine puse la punct. Dar evident că toate treburile astea necesită timp. Și vedeți că aceste studii sunt multicentrice. Adică sunt 10 pacienți din România, 10 din Grecia, 2-3 din Germania sau de unde au apucat, încă vreo 4-5 din alte țări. Deci în foarte multe locații, în așa fel încât pe de o parte să acoperă și fenotipurile umane, pentru că fiecare suntem diferiți. Da. Da? Și atunci aceste studii îți dau o idee cam ce se întâmplă la fiecare nivel, în fiecare țară. Și evident că în momentul în care un astfel de preparat este pus pe piață, e trecut preparatul prin toate funcțiile caudine și devine un preparat sigur. Ce lucru se întâmplă cu vaccinurile? Vaccinurile nu sunt făcute așa din întâmplare. Ele sunt cunoscute, ultracunoscute, acum sunt rafinate, dacă pot să folosesc acest cuvânt, din punct de vedere al tehnologiilor pe care le folosim. De exemplu, pentru vaccinul împotriva virusului uman al neoplasmului de colterin, papilomavirus, s-a descris o proteină de suprafață acestui virus care, pusă în anumită cantitate, devine autoasamblabilă. N-are nimic înăuntru din ceea ce conține virusul. Este strict această proteină de înveliș, față de care organismul nostru sintetizează anticorpi care ne protejează. Extraordinar. Asta este tehnologia despre care vorbim în secolul 21 și nu aia ancestrală din, la începutul, care a fost foarte bună. Gândiți-vă că am scăpat de variolă. Am scăpat de variolă cu niște vaccinuri, cu tehnologiile din vremea aceea, dar am ajuns să eradicăm o boală la nivel planetar, ceea ce nu-i puțin lucru. Asta vreau să vă întreb, domnule profesor. Vă temeți că ar putea reveni anumite boli eradicate în timp grație acestor vaccinuri sau tratamentelor foarte bune? Nu mă tem, constat. Și anume? Ceea ce e și mai rău. E mai grav. Păi au fost cazuri de difterie. Înțeles, de prin jurul nostru. Inclusiv în Spania a fost un caz de difterie la un copilaș care s-a și prăpădit. Lumea e bine să știe că o serie din remediile pe care le foloseam în anii 60, cum ar fi serul antidifteric, în momentul de față nu se mai fabrică. Nu se fabrică pentru că era boala eradicată. N-a mai existat problema, ne mai există problema, n-a mai investit nimeni să facă așa ceva. Și atunci riscul și rata de mortalitate crește fantastic. Ne aflăm exact ca în era de dinainte de apariția vaccinului. Și atunci, care ar fi rațiunea să nu te vaccinezi? Și să fii la risc să faci o boală care poate să fie mortală așa, văzând cu ochii. Dar până nu te dai cu capul de grinda de sus, nu vezi pe aia de jos. Este cât se poate de adevărat, dar cred că ne trebuie un pic de inteligență naturală, în așa fel încât să respectăm ceea ce a făcut știința în domeniul medical, să-i mulțumim în același timp și să-și aplicăm. Și altceva ce ar mai putea fi la risc să reapară la fel de agresiv ca acum? Uitați-vă, început să apară infecții date de meningococ. Și în acest context trebuie lumea să știe că infecția meningococică este una dintre cele mai rapid ucigătoare boli. Ea poate să omoare în decurs de minute, ore,
cel mult zile, dar nu pierde atâta vreme. De obicei, dacă o infecție severă se declanșează astăzi la 2, până dimineața la 9 ești dus. O, Doamne! În acest context există vaccin antimeningococic. Cu 4 valințe, etc. Și care trebuie făcut. E adevărat, nu e prins în planul de imunizare național, asigurat de către Ministerul Sănătății. E posibil să fie prins și acesta. Dar dacă știu că există pe piață și există în România, de ce să nu mă duc eu repede să dau, nu știu cât costă, 100 de lei, 200 de lei, și să-l fac când, cu siguranță, că prezervă viața? Vorbind de boli care sunt prevenibile prin vaccinare. Și asta este situația. Trebuie să o facem. Și cum se poate lua această boală, cum apare ea? Pe calea aerului. Tot. Simplu. Nu știi când te lovește. Dar când te-a lovit, constați. Constați, pentru că faci febră mare, 39-40 de grade, începe să te doară capul de nu știu unde să-l mai pui, să-l așezi, intensă ce-i durerea, nu mai suporți lumina și dacă încerci să pui bărbia în piept, constați că nu poți să o pui. Sunt simple, nu e nicio filozofie. Da. De-aia, la orice pacient care are febră mare și îl doare capul, primul gest pe care îl faci este să-i pui bărbia în piept. Pune bărbia în piept, e clar, nu are meningită. Nu pune bărbia în piept, următorul gest este puncție lombară. Deci dacă ajunge repede la spital în acest context și a pus diagnosticul, a văzut că nu poate să pună bărbia în piept, nu mai are nicio șansă? Nu, are șansă să nu exagerăm. Numai că șansa să dezvolte o boală foarte severă cu limitarea vieții este foarte mare. Foarte mare. Evident că în momentul imediat următor, noi intervenim, pacientul este asistat, este investigat din toate punctele de vedere, se face puncție lombară care spune imediat diagnosticul și cu ce este, pentru că nu toate meningitele sunt purulente, date de acest meningococ sau de pneumococ. Dar sunt și meningite virale, care sunt mai blânde. Tot meningite se cheamă și te poate lăsa și ea cu sechele. Deci că... Știți cum e? Bine să ajungi la doctor, bine să fie și doctorul de față. Da. Și respectiv să spună un diagnostic cât mai rapid. De-aia au apărut o serie de teste rapide ca să ajute doctorul în activitatea lui. Înainte vreme trebuiau făcute culturi. Culturile durau și ele, 24, 48, 72, 10 zile sau chiar 6 săptămâni, cum este în cazul tuberculozei. Acum avem o serie de teste rapide, avem PCR, deci teste de genetică moleculară, care spun diagnosticul în câteva minute sau câteva ore. Deci evoluția este foarte mare și mai mult decât atât este foarte benefică pentru pacient. Cu cât ai un diagnostic mai precoce, cu atât și intervenția medicală este mai precoce și ca atare, destrucțiile pe care au putut să le facă germii respectiv sunt mai mici. În cadrul acestei discuții, nu aș vrea să trec deloc peste o boală cunoscută și despre care discutăm în fiecare an, gripa. Asta pentru că în acest an au fost peste 200 de persoane care au decedat din cauza gripei și numărul cazurilor a fost mult mai mare. În acest moment în care oamenii au auzit, poate discutat mai intens despre faptul că sunt atât de multe decese, s-a creat oarecare panică, cum se creează de regulă, au mers la farmacie, n-au mai găsit vaccin, s-au speriat. Aș vrea încă o dată să atenționați asupra faptului că gripa există în fiecare an. Gripa rămâne o boală infecțioasă mortală, se știe foarte clar, complicațiile ei pot fi foarte severe. În acest moment urmează să se pregătească și vaccinul pentru sezonul viitor. Organizația Mondială a Sănătății prin luna mai deja spune cam despre ce este vaccin este vorba și cam cum a fost sezonul gripal precedent. În opinia dumneavoastră, pentru că la camera de gardă, la unitatea de primiri urgențe a Institutului Matei Balș, erau zilnic zeci de persoane diagnosticate cu gripă. De ce rămâne la fel de periculoasă gripa? Riscul de a ajunge la o pandemie este mai mare, poate, ca niciodată și din cauza faptului că oamenii circulă foarte mult, dar poate sunt și alte cauze. Virusul gripal este un virus interesant. Interesant prin faptul că el în fiecare an modifică un pic structura, chiar dacă vorbim de același virus. De exemplu, H1N1 pentru că este ultra cunoscut. Da, pandemicul. Dar el schimbă câte un pic structura.
Mai mult decât atât, pe măsură ce trece de la un om la altul, își face un pasaj de la o persoană la alta, își crește câte un pic virulența. Și așa se face că la un moment dat schimbă atât de mult structura, încât nu mai seamănă cu ce a fost el la origini, da? Și devine virus pandemic. Mai mult decât atât, are posibilitatea să împrumute gene de la virusurile cu care se înfrățește, cum e virusul gripal aviar, faimosul virus gripal aviar. Creuzetul pentru această șeruire de gene este porcul. Porcul care are receptor atât pentru virusul gripal uman, cât și pentru virusul gripal aviar. Și atunci cele două virusuri se combină, se cheamă recombinanți, da? Și omul care îngrijește porcul respectiv e pasibil să ia acest virus care să fie un eventual virus pandemic. Așa s-a întâmplat și cu pandemia din 2009, cu laguna din Mexic, unde tot așa de la un porc, pupat părât de un copilaș, și o poză foarte drăguță, copilașul a făcut o gripă, s-a dus puțin în Statele Unite, a trecut granița, acolo a fost diagnosticat și așa a început pregătirea pentru pandemie. În momentul când s-a atins acel punct critic și au apărut cazuri în țări, evident că s-a declanșat pandemia. Am avut noroc, pentru că virusul nu își căpătase un nivel de virulență foarte mare. Deși am avut decese, totuși am scăpat foarte bine, aș putea spune. Dar ați văzut că și atunci lumea nu ne vaccinăm, că ce pandemie, că ce virus, că nu e. Și pe marul seseră să stea la coadă să vaccineze. Nu e normal. Acest lucru nu e normal. Nu e un comportament care denotă faptul că știm despre ce vorbim. E ceva de tip herupist. Și, din păcate, în România, acest sistem herupist este cel care funcționează, se pare. Dar cu siguranță că o pandemie o să vină, că nu ne scutește nimeni de ea. Problema este că noi trebuie să fim pregătiți și mai mult decât atâta trebuie să facem demersurile necesare ca să fim foarte pregătiți. În momentul de față putem spune că avem o capacitate de asistare bună, pentru că, slavă Domnului, România n-a ajuns să-și distrugă spitalele de boli infecțioase. Ceea ce e fantastic, că are o rețea cu oameni pricepuți care știu despre ce este vorba și știu să asiste. Mai mult decât atât, la nivelul centrelor regionale, cum ar fi București, Constanța, Craiova, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Iași, sunt secții de terapie intensive în cadrul bolilor infecțioase, dotate cu ce au nevoie. Deci avem o capacitate imediată de îngrijire, după care intră în funcțiune planul 2, când intră spitalele de suport. Se știu care sunt spitalele de suport la fiecare unitate mare spitalicească, acolo se blochează internările, se aduc doctori care se asiste în paralel și colo și colo, dar un lucru deosebit de important. Într-un asemenea episod, obligatoriu personal medical trebuie vaccinat. Obligatoriu tot personalul care se ocupă de infrastructura energetică, apă, rețea, canal, etc., trebuie vaccinat. Deci alea sunt primele zone în care te duci cu vaccinul. Îl lași pe celălalt, pentru că dacă îți pică apa, îți pică curentul electric, îți pică aprovizionarea, degeaba ai tu paturi de terapie intensivă, degeaba ai tu ventilatoare, că n-ai cu ce să le pui în funcțiune. Deci se schimbă complet modalitatea de gândire și modul de intervenție în pregătirea acestui episod. Să dea Domnul să vină cât mai încolo, pentru că dacă vine mai încolo, s-ar putea să nu mai fim noi cei care să vorbim despre ei și atunci vor vorbi alții. Dar de ce, domn profesor, a fost mai agresivă gripa în acest sezon? Care dintre cele 3-4 tulpini au fost mai virulente? Păi este exact ce vă spuneam ceva mai devreme. Care există... A fost responsabil de mai mult de 70%. Din 2009 există în fiecare an în vaccin. Din 2009 e foarte bine că există. Acest virus este agresiv, iar se culcă puțin, iar devine mai agresiv. Și devine iar ușor, ușor mai agresiv. Da. Aia vă spuneam, că schimbă cât un pic, mai pierde o genă aici, mai câștigă o genă dincolo, până când ajunge să fie foarte agresiv. Nu spun că ăsta va fi viitorul virus modificat total care să se facă responsabil de o pandemie. Dar atunci când apare acest virus, se vede cu ochiul liber. Și problema mai este că
Vaccinul pe care l-am făcut în sezonul trecut nu este valabil în sezonul viitor, tocmai pentru faptul că fiecare tulpină suferă o ușoară modificare. Acea ușoară mică modificare poate să dea o reacție foarte agresivă pe care nimeni nu a intuit-o. Zice, da, m-am vaccinat anul trecut, am avut AH1N1, nu este în regulă, deci anul acesta pot să mă culc pe ureche? Nu trebuie gândit așa, pentru că mai avem noi o particularitate, anticorpii au, să spunem, o rată de supraviețuire relativ modestă vis-a-vis de virusul gripal. Și mai mult decât atât, noi știm că nu toți pacienții ajung să dezvolte anticorpi protectori împotriva virusului gripal după vaccinare. Asta este o altă problemă, dar acel procent este mic. De-aia tu îți dorești ca Autoritatea de Sănătate Publică să ai un nivel cât mai mare de acoperire vaccinală, așa fel încât aceste cazuri care sunt puține să nu strice echilibru și până să genereze un virus care să fie cu mutații mari și să-ți pună probleme. Însă, în momentul de față, și aici avem progrese din punct de vedere terapeutic. Gripa nu mai e ca înainte, adică te ținea o săptămână cu tratament intensiv și 7 zile fără tratament. Nu, acum avem terapia antivirală și această terapie antivirală pusă din primele zile este foarte eficientă. Adică dacă te-a lovit gripa astăzi și ai fost suficient de perspicace să-ți dai seama că gripa, adică ai constatat că te dor mușchii, că te dor articulațiile, că ai febră 39 sau 40 de grade, că ai, simți ochii în fundul capului, ai gripă. Deci nu trebuie să citești multe ceasloave, e ok, ai gripă. Avem elemente clare din punct de vedere al protejării acestor pacienți. Însă, virusul gripal nu este atât de rău la persoanele care sunt cu apărare bună sau normală. Virusul gripal este și devine din ce în ce mai agresiv la persoanele care nu au apărare bună și mai mult decât atât au ceea ce se cheamă comorbidități, adică multe alte boli. Fie că suferă de inimă, fie că suferă de hipertensiune, fie că au avut un accident vascular cerebral, fie că au diabet, fie că au o boală hepatică, fie că au o boală cu tulburare intestinală. Toate astea sunt modificări care tulbură economia organismului. Și atunci virusul gripal este ușor să găsească o țintă în interior și să o lovească acolo. Sunt și tineri afectați de această boală fără ca să fi fost diagnosticați cu o boală înainte? Majoritatea sunt obezi. Și ce constatăm noi în ultimii ani de zile? Constatăm o creștere a obezității la copilul mic, până în 5 ani. Ceea ce nu e ok. Ne-am dezobișnuit să mâncăm normal. Mâncăm tot felul de trăznăi, care mai de care mai cu chimicale și mai cu euri. Toate aceste chimicale au un răsunet asupra organismului. Sunt niște chimicale care nu au fost prevăzute de-l de sus când ne-a făcut. De-l de sus ne-a făcut, a zis, bă, uite, vă pun aici puțin pe pământ, da? Și sunteți curați, bun, și tu, v-am dat tot ce e mai bun. Aveți la îndemână mâncare, puneți mâna și faceți și voi puțină treabă pe aici. Noi am devenit deștepți și am început să facem tot felul de suplimente alimentare, de chimicale, care mai de care. Nu trebuie pe nimeni și începem să le înfulecăm. Le-ai înfulecat, trebuie să fii conștient că ele ajung la nivelul ficatului. Iar ficatul nu prea știe ce să facă cu ele. Ghinion, ca să zic și eu așa. Și atunci, evident că dă bălbăială, caută pe acolo, prin nucleea ai lui, să vadă ce enzimă să construiască, da? Să sintetizeze, ca să inactiveze drăcovenia de chimicală pe care am mâncat-o noi. Toate chestiile astea nu mă fără repercursiuni. Azi așa, mâine așa, apoi mâine așa, și sunt situații în care ajungi la limite. Și când ai nevoie de ficat să funcționeze din plin, păc, vezi e obosit de atâta data muncă, nu? Mergi. Și nu mai știi ce să fac. Vi s-a întâmplat să vi se viruseze calculatorul? Oho! Ei, când vi se virusează calculatorul, exact același lucru se întâmplă și în ficat. Totul era asta. Și încerci, pe urmă, cu control al del, cu ceva, să mai faci pe acolo, să-l pui la locul lui. Noi reușim în bună parte să punem lucrurile pe făgaș, dar rămân în spate niște codițe. Și cele codițe se cheamă zone de fibroză. Și azi un pic, mâine un pic și așa, ciroza e gata. Deci nu trebuie să ne jucăm cu astfel de lucruri. După părerea mea, numai doctorul are voie să le prescrie și eu sunt contrariat de faptul că la televizor se spune dacă apar efecte neplăcute, consultați doctorul sau farmacistul. Păi stai mărele, ce am pus eu să le iei? De ce să mă consulți pe mine?
Trebuie să mă consulți înainte de exact. A le lua și după aceea discutăm, nu? Dacă sunt reacții adverse și eu ți le-am prescris. Categoric. Iar eu când le prescriu, ți-a trag atenția. Vezi că dacă apare așa, mă sun imediat. Exact. Nu le-i la nesfârșit. Da? Se întâmplă asta, adică lucrurile care sunt mari, le discuți cu pacientul. Așa că încât pacientul să fie în cunoștință de cauză și împreună doctorul și cu pacientul trebuie să monitorizeze evoluția și parcursul administrării medicamentelor. Domnule profesor, spuneați adesea că timpul poate însemna nimic sau de fapt totul, depinde de ceea ce faci cu el. Dumneavoastră aveți 40 de ani de activitate? Cred că da. Aproape de 40 de ani de activitate. Mi-aduc aminte atunci când ați preluat institutul, erau niște pavilioane mici, bătrâne, cu circuite vechi, dar care au făcut bine față unor anumite perioade de timp. Așa este. Acum ați reușit să construiți pavilioane noi, cu circuite speciale, de aceea și institutul se cheamă Institut Național de Boli Infecțioase, pentru că până la urmă aici se face totul. Aici se cercetează noile terapii, aici se cercetează noile reacții la medicamente ale pacienților care ajung, aici se cercetează bolile cu adevărat, bolile infecțioase cu adevărat, pentru că ați echipat spitalul astfel încât să fie la nivel internațional. Pentru că, de fapt, dumneavoastră sunteți o personalitate nu numai românească, ci internațională. Recent am văzut că există o hotărâre de guvern prin care se aproba construirea în acest institut al unui nou spital. De fapt, ce înseamnă și ce vă doriți? Este excelența pe care vă doreați și când ați fost la Ministerul Sănătății, adică să transformați sistemul sanitar românesc dintr-unul șchiop într-unul care merge foarte bine cu amândouă picioarele. N-ați reușit acolo să faceți foarte mult, pentru că și a fost mai scurt mandatul, dar în institut mereu ați adus ceva nou, un suflu nou. Cunoașteți foarte bine care este opinia mea vis-a-vis de sistemul sanitar al unei țări. El trebuie să deservească pe oamenii care sunt în țara respectivă. Și trebuie să o facă cât mai bine și dacă se poate, fără să pui oamenii să plătească. Ce ne dorim noi? Pentru că nu a fost numai ideea mea. A fost ideea a colectivului cu care lucrez de atâția ani. Și anume să schimbăm paradigma în bolile infecțioase. În momentul de față, vreau, de exemplu, avem abcese cerebrale. Păi durează destul de mult ca să faci o intervenție neurochirurgicală. Și până ajuns să se facă intervenția neurochirurgicală, datorită dificultăților de transfer, de găsire de loc, etc., etc., că sunt foarte mulți factori, acel abces evoluează. Germenii care sunt acolo în zona aia închisă, să bat pentru supraviețuire. Și acolo vin o serie de celule, cum sunt polimorfonuclearele, care se bat să distrugă gemii respectivi. Dar mor și ele. Și atunci când mor și ele, eliberează tot felul de substanțe care dizează ce sunt în prejur. Deci vă dați seama, din atât ajungem da. Și atunci trebuie intervenit imediat. În endocardit, acum, standardul de terapie este de 42 de zile. Cu antibiotici. 42 de zile, tot ai antibiotică, doar acea vegetație se va steriliza. Între timp, există posibilitatea ca acea vegetație să se rupă și să embolizeze. Și pacientul de unde era bine mersi, să constatăm că dezvoltă un accident vascular cerebral cu hemiplegie. Și atunci întrebarea noastră a fost, dar de ce să așteptăm noi atâta zile? Ia, hai să dezvoltăm o unitate de chirurgie cardiovasculară dedicată patologiei infecțioase, în care să intervenim pe se imediat, găsim și germene, știm cu cine luptăm, știm în funcție de sensibilitățile germenii respectiv cât trebuie să tratăm și să schimbăm modalitatea de abordare a acestor patologii. Și atunci am prevăzut, pe lângă zonele de cazare pentru bolile infecțioase de uz curent, am prevăzut un platou chirurgical cu sări de chirurgie hibride, care să poată fi modificate și să-l pixe, evident, în așa fel încât să schimbăm puțin modalitatea de abordare a acestor pacienți, care, în ultimă instanță, sunt pacienți critici. Adică nu vorbim de un pacient care s-a tăiat puțin la unghiuță și a făcut o infecție. Nu, vorbim de pacienți cu boli severe. De fapt, ați văzut că în terapie intensivă de la noi vin pacienți de prin toată țara cu cele mai bizare afecțiuni. Am avut un pacient recent care ne-a costat peste 80.000 de lei.
o perioadă de o lună și jumătate. Și la care, din păcate, evoluția n-a fost favorabilă, s-a prăpădit. Au fost bani investiți. Noi nu ne uităm la astfel de lucruri și atunci facem un cost mediu, da, care să ne permită să tratăm orice fel de pacient, nu contează care este starea lui și cât de critică este. Ca să vă dau un exemplu la nivel mondial, că lucrurile sunt în schimbare. Începând cu 2013 s-au schimbat definiții de sepsis. Lumea medicală n-a mai fost mulțumită cu vechile definiții de sepsis. Și a spus, măi, nu ne mai interesează atât ce vrem noi cu definiția asta, ci trebuie să știm de la început, din prima clipă, care este potențialul de severitate al pacientului. Și atunci să faci un scor foarte rapid, vezi dacă ăla are tendință să meargă prost, nu stai să te uiți la el, îl trimiți direct în terapie intensivă unde este evaluat. Ca atare, terapiile intensive și-au modificat viziunea și modul de abordare asupra pacienților cu potențial critic. Nu l-ai trimis, e luat din start 10% din șansa de supraviețuire. Așa, la prima vedere. Despre astfel de lucruri vorbim și atunci noi n-am putut să stă cu mâine în sân. Ne-am apucat, am făcut desene, am luat arhitecți care ne-au ajutat foarte mult, le-am creonat, ne-am dus și am prezentat autorităților proiectul respectiv și până la urmă am obținut și hotărârea de guvern de PPP, de parteneria public-privat. Acum suntem în negocieri ca să începem proiectarea și sperăm ca prin noiembrie să putem să începem construcția propriu-zisă, adică să începem să săpăm. Extraordinar. Este o veste foarte bună. Și unde va fi amplasat? Este o suprafață mare din curtea institutului. Este liberă? Nu, avem 4 clădiri mici care urmează să fie dărâmate. Avem și hotărâri de guvern de demolare. Deci toate au fost făcute. Avizele necesare de la apă, canale, electricitate, etc. Plus că avem o componentă de oncoterapie. Și când vorbesc de o componentă de oncoterapie, vorbesc de protonterapie. Este cea mai performantă terapie, iar știți și dumneavoastră foarte bine că avem o serie de pacienți care sunt cu HIV, cohorta, faimoasa cohortă românească. Noi am analizat faptul că acești pacienți sunt la listă de dezvoltă tot felul de linfoame și alte lucruri și ca atare și pentru ei avem o astfel de arie dedicată în așa fel încât să nu ne găsească, cum spunem noi, nepregătiți, deși știm despre lucrurile respective. Lucrurile au fost îmbrățișate și acceptate de către toate autoritățile. Practic, acum suntem cu negocierile cu finanțatorul. Da, este extraordinar. Noi vă felicităm și vă dorim să iasă și acest proiect, așa cum ați reușit cu toate celelalte. Este o bucurie să putem vorbi cu dumneavoastră știind clar că de fiecare dată v-ați gândit la pacient și tot ceea ce ați făcut în cadrul institutului ați făcut-o numai cu gândul la ei. Timpul s-a scurs, vă mulțumesc foarte mult, dar nu ezit a vă ruga și de această dată să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri. Cel mai simplu mesaj este să rămâneți sănătoși. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Aici am avut ocazia să-l întâlnim din nou pe domnul profesor Adrian Străinu Cercel, care, așa cum spuneam și mai devreme, de fiecare dată, în fiecare clipă, a gândit cu un pas înainte evoluția sistemului sanitar românesc. Și poate, în pofida multor neajunsuri și bețe în roate, să le spunem, nu i-a plăcut niciodată să se uite la capra vecinului și a realizat propria gospodărie cu multă chipzuință, ajutat de o echipă minunată. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați fost alături. Nu uitați, prețuiți sănătatea!